Deci pentru început îți pregătești folderul de la semnătură cu applier-ul, da? Cu scriptul la care ți l-am dat eu ție. Eu îl pun în partea stângă, așa am obișnuit. Deci, stai un pic să ridic asta. Faci două cuburi, da? Unul va fi așa zisul hood și unul va fi butonul, da? Deci, facem două cuburi, unul va fi butonul și unul va fi așa zis hood-ul. Eu fac butonul roșu ca să-l pot deosebi, e mai ușor pentru mine. Acum tu faci cum vrei, îl fac mai mic, bineînțeles, și îl centrez plus minus undeva în centru acolo. Acum nu stau să-i pun toate, să-l fac fix la măsură, că doar nu-l fac pentru vânzare, îl fac să-ți arăt ție. Bun. Cum se face linka? Cum poți să linkezi două obiecte una de alta? Pentru început, butonul trebuie să aibă un nume. Eu îl pun probă, da? Probă. Ok. Și ăsta, hood-ul, pun... Ce nume să-i dau eu? Hood... Tatu. Cum să linkăm? Edit, da? Ții L și Shift apăsat, dai click pe celălalt, te duci la opțiuni și dai link. Bun. Acum eu pot să le mut împreună pentru că sunt legate între ele, da? E simplu. Nu e mare brânză să linkezi două obiecte, una de alta. Verific încă o dată numele la buton. Ok, edit, content, trag scriptul care ți l-am dat în content. Bun. Și acum trebuie să scriu note cardul. Aici jos, nu știu dacă tu l-ai note cardul ăsta, e unde scrie torso, adică spate, fapt, piept, arms, hand, mâini, legs, picioare, fet, neck, gât, etc. Dacă nu le ai, o să ți le trimit astea. Ok. Eu am făcut, trebuie să copiez uidul de la un tatuaj, am făcut un tatuaj așa în grabă, care vine pe spate, să zicem așa, da? Îi copiez uidul, dau click dreapta, copy asset uid, da? Mă duc în AutoCAD, e deja pus torso, vezi? Deci vine pieptul și spatele. Șterg ăsta, Ctrl V și adaugă elementul vechi. Bun. Acum îl salvez. Ah, scuze, butonul, numele la nume trebuie să pun numele de la buton. Numele la buton l-am pus probă, da? Dacă bine mi-aduc aminte, da, probă. Ok, să scriu aici probă, pentru că dacă nu, nu funcționează când dai click pe buton. L-ai salvat, ok. Închid de aici. Îl iau și îl trag înăuntru. Și aici îmi scrie că note card, please wait, să aștepți și mai jos free memory, cât e memoria liberă la hood-ul ăsta încă. Ok. În teorie, acum dacă eu dau click pe buton, ar trebui să mi apară sus în dreapta o căsuță să mi se deschidă unde scrie tatu pentru tatuaje, pentru haine, pentru pijamale. Uite, vezi, tatu, clothes, underwear, etc. Eu dacă dau click acum pe tatu, mie, beh, nu mie, că eu nu am corp de semnătură acum, dar cine are corp de semnătură, dacă da click pe tatu, ia apare tatuajul poziționat pe spate. Îl iei înăuntru, da? Și
Clic dreapta pe el. Îl pui în centru, da? Îl rotești ca să-i vezi butonul. Așa. Și acum îl faci un pic mai mic, nu poți să-l lași chiar așa cât ecranul. Ce, e urât. Vezi tu acum cum ți le faci. Pui 10 butoane, 10 tatuaje. Pui un buton, un singur tatuaj. Deci e simplu, nu-i? Îl iau jos și acum dacă îi dau cu Other the Worm, mi apare acolo. Ok. Deci clic pe el și ți apare tatuajul. Deci e simplu, nu-i nu știu ce complicat, nu-i... Important e să scrii weed-ul bine. Și să... Hai să-ți mai fac o dată, uite. Deci fac două cuburi. Da? Ca să înveți să linkezi. Clic dreapta pe el, edit. Ți-ai apăsat L Shift și dai click pe celălalt cub. Așa. Și acum ai dai link. Și s-au linkat. Ăla care e cu albastru e butonul, ăla care e cu galben e structura, cum ar veni, știi? Și vezi, le pot mișca între ele acum, nu, sunt legate. Nu e mare brânză. Ok, hai că închid să încarc video-ul ăsta, sperăm că poți să-l vezi. Ciao, ciao.